Bună seara! Bine ați venit la evenimentul de închidere a celor 30 de zile de chin și nevoi și necaz și ce ați trăit voi. Știu că unii n-au mâncat o lună de zile, toți banii au băgat în Facebook, toți 12 euro care aveai au băgat în promovare. El la eveniment a venit pe jos pentru că nu mai erau resurse. Dar sperăm că s-a meritat. Aș recomanda Startup Maratonul deoarece este un punct foarte bun de pornire. Îți permite să scapi de bariere și să începi să primești primele rezultate. Aș recomanda pentru că în acest Startup Maraton avem ocazia să punem întrebări, să primim răspuns de la specialiști și fiecare să împarte cu experiența care a avut-o. Din Startup Maraton am luat cunoștințe, am folosit instrumente foarte multe luate din cursul lui Alexandru Bordea, și anume din vânzări online și din steps cel mai mult și din vânzători cu rezultate. Noi vă mânăm certificatul, voi veniți în față, toți să-ți facă avață, că ia șochii și nu ieșit aici, Michael Jackson, da? Căutam cursuri și bine că a fost carantină și webinarele erau toate gratis. Fiind student, nu am altă activitate care să-mi aducă profit. Da, a să-mi investesc, indiferent intru în minus sau nu, investesc și asta e tot. În minus n-am intrat. Și dacă să vorbim puțin despre cifre, eu am intrat, de exemplu, în maraton cu sub 300 de euro, am ieșit cu puțin peste 1000 de euro. Dacă aș vorbi despre ce am luat din Startup Maraton, în primul rând aș menționa faptul că este o comunitate, networking. Încearcă și ei să-și lanseze. Poate afacerea lor un pic diferă de a ta, dar ei sunt la aceeași etapă. Sunt și ei startuperi, sunt și ei maratoniști împreună cu tine, merg, calcă pe aceleași greble sau le evită împreună cu tine. Și dacă a călcat cineva și a comentat că nu mă duceți încolo sau mergeți pe aici, automat deja ai și tu o orientare, un indiciu unde să mergi și unde nu. În primul rând, Alexandru, cum a predat totul, cum au fost live-urile, chiar și dacă a fost până mai târziu, asta nu este o problemă, deoarece foarte multă informație utilă. Cineva din voi a auzit de Evgeni Cerneac? Apoi, iată, am decis noi să oferim posibilitatea la 4 din voi să mergeți gratuit la acest eveniment, care o să fie în Chișinău. Cu drag, felicitări, pe data de 24 noiembrie. Unul din voi, cei din online și cei din offline, aveți posibilitatea să beneficiați de programul de mentorat de o lună de zile sau acest voucher de 1400 de euro. Tac și băi. Cristian Stratulat. Cristian? Ai câștigat un voucher de 1400 de euro. Startup Maraton m-a ajutat să fiu mai curajoasă, m-a ajutat să înțeleg că totul depinde de mine și dacă, într-adevăr, cum spune Alexandru, dacă ți arde, faci treabă. Anume explicația la domnul Alexandru Bordea, cât și sârguința dumnealui zi de zi, trimite foarte multe informații, videouri, așteaptă feedback din partea noastră. Și asta sunt sigură că dacă un prieten sau un coleg s-ar înscrie, ar rămâne mulțumit. Persoanelor care spun că Moldova nu este viitor sau nu poți face nimic, în Moldova sunt foarte multe oportunități, doar trebuie așa un startup foarte bun. Și pe această notă pozitivă, eu încă o dată vă felicit și vă doresc spor în tot ce își faceți.